Este alertă la delfinariul din Constanța după protestul din acest weekend, când trei activiști de mediu au sărit în apă și au cerut eliberarea mamiferelor. Conducerea delfinariului spune că animalele și-au schimbat comportamentul, au devenit agresive cu dresorii, iar în timpul unui spectacol au fost la un pas să-i rănească. Oamenii mai spun că delfinii nici nu se mai hrănesc corespunzător. Directorul delfinariului susține că în spatele celor trei activiști ar fi de fapt Remus Cernea și a anunțat că va depune plângere penală împotriva lor. De cealaltă parte, Cernea spune că nu are nicio legătură cu protestul din weekendul trecut. De când s-a petrecut incidentul, toți angajații de la delfinariu sunt în alertă. Conducerea a prelevat deja probe de sânge de la delfini și încearcă să afle dacă schimbarea lor de comportament are sau nu legătură cu protestul de sâmbătă. Clar, din punct de vedere comportamental, și-au modificat oarecum statutul, sunt ușor mai agresive, inclusiv cu personalul, dresorii. Astăzi, la actul medical, oarecare stare de disconfort, stres, agitație. Mai grav este că la spectacolul care a avut loc după incident, unul dintre delfini a fost la un pas să îl rănească pe dresor. Sâmbătă, la ora 3 și la ora 19, în partea de demonstrație unde arătăm publicului atât forța cu care poate împinge un delfin, cât și ilustrăm acea legendă prin care se spune că delfinul aduce ce găsește la în apă eșuat sau naufragiat către mal. Cencen a încercat să își lovească antrenorul de peretele bazinului. Directorul delfinariului anunță că va face plângere penală împotriva celor trei activiști, în spatele cărora crede că se află nimeni altul decât Remus Cernea. Nu i-a interesat poziția delfinilor când au sărit. Puteau sări și peste delfini. Nu am nimic cu tinerii respectivi, personal. Firește că eu iubesc animalele și cel puțin față de Remus Cernea, care i-a direcționat și a orchestrat toată această activitate, fiindcă am convingerea, am date informații, că ei au venit sâmbătă, fiindcă duminică urma emisiunea lui. Este imoral să le răpim delfinilor libertatea și să-i condamnăm la o viață într-o cușcă în care ei ar trebui să se comporte ca niște clovni. Evident că eu simpatizez foarte mult cu cei care au protestat la Constanța și îi consider pe acei activiști drept niște eroi ai luptei pentru drepturile animalelor. Însă nu am absolut nicio legătură cu organizarea evenimentului, nu am fost implicat într-un fel. Probele prelevate de la mamifere au fost trimise la un laborator de specialitate. Între timp, apa din bazin a fost dezinfectată, iar controlul persoanelor la intrarea în sala de spectacol a fost înăsprit.